Bună ziua, domnul președinte, doamna secretar, domnul primar, dragi ordine de zi. Și avem 8 proiecte de hotărâri, la 9 discuții și de pele. Am proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 5 a bugetului local al Comunii Mărgura de anul 2019, inițiator primar Costă Șetai. Punctul 2 e proiect de hotărâre privind validarea dispoziției stimate Comunei Mărgura numărul 101 din 3 anul 2019, rectificarea numărul 4 a bugetului de venituri și cheltuielile Comunei Mărgura, județul Bacău, pe anul 2019, inițiator primar Costă Șetai. Punctul 3 e proiect de hotărâre privind modificarea domeniului public al Comunei Mărgura, județul Bacău, inițiator primar Costă Șetai. Punctul 4, proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului a numărului de identificare 3137, conform anexă de domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Comunei Mărgura, județul Bacău, inițiator primar Costă Șetai. Punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea PUS, construire showroom, pensiune turistică și vrejmuire, administrativă Comunei Mărgura, județul Bacău, beneficiari Nina Ion și Nina Virginie, suprafața de 8.049 metri pătrați, inițiator primar Costă Șetai. Punctul 6, proiect de hotărâre privind modificarea autorității PUS în local numărul 15 din 31 aprilie 2018, privind aprobarea PUS, construire două locuințe, sat Solodol, Comuna Mărgura, județul Bacău, beneficiar Gabriela Maricel Ion și Preda Costel Daniel, suprafața de 13.200 metri pătrați, respectiv 1.500 metri pătrați, inițiator primar Costă Șetai. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept legal de uz și servitude în favoarea secției de gaz de San, pentru suprafața de 6 metri pătrați, strada Bisericii, în domeniul public al Comunei Mărgura, județul Bacău, pentru acordarea rețeaua electrică a obiectivului locuință colectivă, subsol plus parcel plus un etaj plus mansard, strada Țărilor San Mărgura, Comuna Mărgura, județul Bacău, proprietatea secției fracții false RR, inițiator primar Costă Șetai. Proiect de hotărâre privind aprobarea creației numărul 4 la contractul de delegare a serviciului public de salubritate al Comunei Mărgura, județul Bacău, numărul 6006, în 12-12-2005 și 248, în 13-1-2006, inițiator primar Costă Șetai. Punctul 9, discuții și interpelări. Ordinea de zi. Cine e pentru? Avem procesul de plan de ședința anterioară, da? Da. Supunem la vot procesul de plan de ședința din data de 29/8. Cine e pentru? Abține. Cum a trecut? M-a trecut. Domnul Valeriu a fost, nu mai sunt acționeri? La procesul 2? Și vă rog să facem discuții. Domnul Trezor, nu am sesizat cum am sesizat, v-ați obținut sau v-ați obținut? Am întrebat la am avut din asus. Da? Nu știu dacă am votat, dar am fost foarte atentă, toate. Deci la pentru, da? Deci o abținere, domnul Nițu, că n-a fost. Un vot împotrivă. Domnul Cavall. Și 10 cent. Și explic. Mă rog să... După ce ședința nu a fost filmată, ați renunțat și la reportofon. De când vă spuneam că n-ați scris tot ce se discute aici sau tot ce se discute aici este eficat în procesul verbal, îmi spuneți că... Da, puțin respect, domnul. Am tot respect, vă zic. Mulțumesc, da. Vreau să am pix. Deci după ce nu este respect, după ce nu este scris, consemnat tot ce spunem, n-are nici reportofon, n-are nici filmare. Adică vă rog, dacă nu este filmat, măcar să spunem reportofon. Pentru că s-a făcut o majoritate și toată lumea o să voteze procesul ăsta, chiar dacă nu reflectă realitatea.
Rugămintea mea să, când nu este o filmată, să fie reportul. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, ar fi, cum să zic eu, chiar dacă ar fi reportofonul, ne permite și nou cod. Probabil au fost discuții peste tot asta și în toată țara, că este greu de redat cuvânt. Deci, nu s-a permis ca, zic eu, din puținele avantaje care le avem în nou cod legislativ, să prezentăm succint discuțiile din sintetic, din ședință. Țin la înregistrare, deci nu pot să vă spun încă o dată și știu cum am repetat, nu vreau să vă supăr, da, nu vreau să vă supăr, nu pot să consemnez cu votul. Dar nu vreau, eu vreau, nu asta, nu, nu asta era... A, doar înregistrarea, pur și simplu. Înregistrarea, pentru că dacă există discuții... A fost o excepție, dacă știți ultimele procese verbale, scria la sfârșit că se completează cu înregistrarea și oricum e oficial, avem procese verbale de predare primire, ele sunt activate în activa mea. Deci nu e o problemă asta, da? Adică să nu se mai fie. Okay. Bun. Avem și invitați. Domnul Mina? Da. Dacă tot e prezentul la lui, aș propune să începem cu proiectul. Da, trebuie, după nouă cod, trebuie să votați schimbarea ordinii de zi. Da? Da. Să punem la vot schimbarea ordinii de zi cu proiectul numărul 5. Da, să vină primul pe ordinea de zi, sunteți de acord? Da? Ok. Mulțumesc. Da, să fie o vezi în sine. Să știi totul mai despre ce-i vorba, nu o cumpare care vreau să mai intrăm la urmă. Dumnezeu avea toate avize. Și voi trebuie și avizul numărul la Consiliul Local, pentru că aș completa. Avem și... Da, avem și de la Domnul Național, ultima adresă de la Domnul Național, care ne din drumul oarecum, cam cum ar trebui să evolueze lucrurile în următoarea perioadă. Vă rog, doamna secretar. Da, știți că au fost discuții despre acest spus, că de ce nu a fost spus mai devreme pe ordinea de zi, a fost o reclamație, am făcut și noi adrese și am înaintat reclamația și am cerut lămurirea la drumul național. Au fost și pe teren, iar pe data de 10.09.2018 ne-au dat răspunsul final pentru a putea pune pe ordinea de zi pentru doamna Ina. Prin care spune așa, după avizarea de către DRP de Iași, a documentației de urbanism pus și obținerea hotărârii de aprobare a poziției emisă de Consiliul Local Mădura, se va solicita de la DRP de Iași emiterea acordului prealabil și autorizația de amplasare și de acces în zona drumului național de N11. Deci, prin urmare, ăsta este rezultatul cercetărilor, avizul dumnealui rămâne în vigoare și noi am putut să vorbim de ordinea de zi să fie lămurită situația pentru, și pentru dumneavoastră și pentru noi. Deci, reclamat situația. Domnul Talar, aveți... Au fost mai multe studiate de ambele părți, vecinii de acolo. Că discuția a fost tot ce înseamnă vecinii din zona pozului. Și au răspuns. De câte am înțeles, deci spun, au fost... spun că... Nu. S-au cerut solicitări în plus, da? De către vecinii domnului Mina, domnul Păun. Ei s-au deplasat, au constatat și au spus că în momentul în care o să aibă nevoie de acordul prealabil și autorizație, atunci cei de la DRP de asta e treaba lor, nu este treaba lor. Noi trebuie la DRP de aici nostru. Da. Va trebui să meargă din nou la DRP de aici. Avizul unde se va studia și funcții de domnul. Ei deja au discutat, ei și vecinii acolo, că treaba e rezolvată oarecum în dumneavoastră lor, s-au pus de acord cum va arăta ieșirea acolo, ca să deservească ambele proprietăți acolo. Și eu cred că chiar vă reușim, nu vom mai discuți la lucrurile astea. E pe urmă care o supunem la probări pe asta, varianta în care va poți. Să punem la vot, pătrăia. Domnul Dalar, mai aveți ceva decât... Să punem la vot proiectul numărul 5. Mulțumim. Domnul Mina, succes mai mult. Mulțumesc foarte. După verificarea legalității, o să primiți și dumneavoastră, o să fiți amusat. Ok. Vă mulțumesc foarte mult. Da? Mulțumesc.
Ne luăm punctul 1, proiectul de privire calea numărul 5, bugetul local al Comunei Mărgura de anul 2019, inițiator primar Costel Ștefănescu. Dăm cuvântul domnului inițiator. Avem nevoie la școală, așa după cum știți și dumneavoastră, am rezolvat câteva probleme acolo, am pus parchet, dar ca să putem pune parchetul ăsta, a fost nevoie să punem ceva betoane într-o clasă, clasa doamnei Cuiu, spre clasa aici. Și avem nevoie de bănuți. Avem nevoie de bănuți, să plătim betonul. Ne mai trebuie bănuți pentru școală, după școală, așa cum am stabilit împreună în Consiliul Local, că vom susține această activitate. Și pentru combustibil. Astea sunt cheltuieli care sunt foarte, foarte punctuale, zic eu. Adică exact vine pe necesități, pe ce este necesar. Și am înțeles înainte de ședință că sunt ceva discuții vis-a-vis de propunerea mea. Nu ne-ar trebui să luăm bani. Dacă sunt și alte variante, alte propuneri, nu am întâlnit. Nu îmi doresc, cum deosebit, să luăm bani la drasturi de dezabilitate. Nu am dat această decizie pentru că cheltuieli sunt foarte mari, știți și dumneavoastră, cu sumă și toate astea. Și nu cred că vom reuși să demarăm noi o lucrare la un pod anumit. Dar dacă considerați în continuare că trebuie să lăsați ceva bănuți acolo, atunci să găsim soluții împreună aici. Da. Cine se înscrie în urmă? Domnul Berușca? Domnul Răzvan. Domnul Răzvan. Domnul Talar? M-am văzut, da? Să fie Răzvan să vorbească. Răzvan. Mulțumesc, dragul meu coleg. Într-adevăr, la ultima ședință de la școală pe care am avut-o în Consiliul Administrației, și în adresa trimisă către noua temă, doamna director a consemnat cheltuielile care trebuie să achitate, facturile care trebuie să achitate și banii care trebuie să fie primiți pentru sarcinile viitoare. Betonul de la Rostrans, 4.000 de lei pe care l-a spurnat la școala numărul 2, 10.000 de lei carburant motorină pentru microbuzele școlare, care este o cheltuială în curs. Asta va fi tot timpul și programul educației pentru fiecare de 13.200 de lei. Asta am vrut să vi le aduc la cunoștință exact din Consiliul de Administrație a școlii. Că am mai auzit discuții diverse pe aici, adică fiecare să lămurească, să știe despre ce e vorba. Și totalul sumei este de 27.200 de lei. Iar pe viitor vor mai fi alte cheltuieli cu abonamentele, cu decordările care sunt legale și trebuie să făcute către școala Emil Grescu. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Berș, care spune? Am să mă rog pe domnul primar în calitate de inițiator acestui proiect. Să schimbăm puțin, să luăm banii de la alt capitol. Tocmai am discutat, până de asta s-a discutat mai de ședință. Și așa, cu siguranță, în zona portului, nu veți mai face locul de joacă anul ăsta, că am înțeles că mai sunt stupași de parcurs. Să luăm de acolo bănuțe și să-i punem pentru proiectul ăsta. E bine, deci, dacă avem probleme în zona portului, vis-a-vis de faptul că zona este inundabilă. Am făcut ceva discuții cu alții românii, ori să nu pot la dispoziție în următoarea perioadă, în Mutilaș, cel puțin așa, cu toate domnului. Să încercăm să ridicăm acolo la lucruri mai mari ca să ieșim din subindeliția asta. Și dacă propunem de asta este poate să lăsăm 10.000, lăsăm 10.000 care sunt la proiectul ăsta. Luăm 10.000 de acolo și poate luăm 10.000 de dincolo ca să ne... Eu așa vreau să propun, pentru că așa e posibil poate. Dacă reușim până la anul ăsta să ducem la programul cu proiectul cu studiul de fezabilitate, poate pe anul viitor va apărea vreo acces de finanțare și vom avea un pas în plus. Nu se știe ce pot, ce acții vor mai veni, ce oportunități vor fi. Da. Și atunci, în felul ăsta, vom fi oarecum pregătiți să putem să ne întâmplăm în probleme banțe. Eu nu am nimic împotrivă, dar cu picăm de acord, așa eu. Deci rămân 10.000 la studiu și 10.000 de la acolo, ca să completăm. Da. 20.000, nu 27.000. 27.000 solicitarea doamnei direct contrarilor. Dar pe o candidată 2.000 putem să-i dăm și se încadrează perfect cu... Mai sunt câteva luni până la sfârșitul anului școlar. Ne-a calculat exact cam ce am făcut pentru școală, după școală, pentru combustibil și pentru,
Și pentru beton, ferul, beton, ce am luat pe chetorii, că... Pentru a înțeleg, nu vreau să vreau să vreau să vreau mai multe, este o cel mai mare. Deci chiar așa și pe treabă pun acolo, omul și cu parchetul, e super. Trotuare. Cu trotuare. Nu crezi că dacă locul la locul de joacă de acolo să luăm până să închide toată suma până la 27.000, nu știu. Nu, lăsați așa, că e făcut deja calcul, doamna se cadrează. Dacă va mai fi, se cadrează și cu carburanță și cu... I-a făcut inițial cheltuiala pe o perioadă mult, mai la nimic. Așa, dar dorește domnul președinte să spună la tot... Mai avem domnul Tăman și eu, da? Domnul Tăman. Am înțeles, mulțumesc, asta e tot. Domnule președinte, stimați colegi, ne apucam și la început anului îmi facem un figur, cărmeze și mușucare și cheltuim bani și după aia vine sfârșitul anului și mai avem ce să dăm bani la școală. Adică, eu zic, discuția asta, dacă era mai exuist, n-ar fi ajuns aici să luăm bani la o chestie care este foarte importantă la port și să ducem la școală. Că și portul este important și școala este. Atât am zis. Da, domnule, dacă tot este important și chiar important școala, dar importante sunt și celelalte puncte. Atât terenul de joacă, cât și polul. Dar având în vedere că avem foarte multe lucrări și banii oricum, banii sunt mai puțini în față de lucrările care sunt în lucru, consider că să lăsăm așa, cum am spus, sunt de acord cu 10.000 acolo la de la pod, că acolo oricum nu se va face. Din punctul meu de vedere, ca om care am lucrat și care cred că cunosc anumite lucruri cât mai în amănunt, acolo va fi o lucrare mult mai de amvergură și mult mai determinată pentru a se putea implica specialiști. Pentru că este un pod, este un pârâu și noi trebuie ca să luăm toate detaliile și să facem podul de așa natură încât să fie folositor și să nu intervină alți factori după ce facem podul. Pentru asta sunt de acord cu deci, iar în partea cealaltă, în partea cealaltă la terenul de joacă, tot la fel. Acolo nu se va putea face anul ăsta. Zic, să lăsăm 5.000 acolo și luăm și punem 15 și s-a făcut 25.000. 10 s-au propus și cu 5, 15 și cu 10 din parte. Nu, eu v-am spus părerea mea. Sunt de acord ca să facem ceva constructiv. Exact cum am observat la început, domnule, hai ca să ne lămurim în Consiliul Local. Și pentru asta eu sunt de acord cu dialogul fiecăruia și vă mulțumesc. Să vă dau și citirea adresată la doamna director, spune așa, beton i-a chitat pentru lustrans la școala 2, 4.000 lei, da, de trase. Carburant, 10.000 lei, că spuneți mai că ar vrea să iau o singură dată, să nu mai trebuiască la sfârșitul anului. Și pentru anul viitor, pentru luna ianuarie eventual, ca să nu trebuiască atunci. Eu știu când se aprobă bugetul, nu se aprobă. Să nu mai rămână descoperit. Și programul educație pentru fiecare, 6.000 lei, consideră dumneavoastră că e suficient până în decembrie 2020. Și acoperitor cu 20.000 lei. Vreau să o întreb pe doamna secretară dacă programul ăsta cu educație. Da. E vorba de școală după școală. Da. 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 De educație pentru fiecare, da. Eu cunosc și sau am tot timpul erau discuții legate de legalitatea acestei măsuri, de subvenționarea așa, pentru că acolo sunt niște profesori care vin acolo, nu vorbesc de la noi. Au un onorariu legat și de la părinți, nu știu. Dacă noi dăm sau dăm acești bani, profesorii vor fi plătiți de părinți? Nu. Nu este Exact, sunt anumite criterii după care se selecționează copiii. Care sunt cătării sociale, nu... Da.
Cam asta e rechizicarea pe care vă propun. Supuneți, doamnă. Domnul colonel. În cererea ta, stimați colegi, n-aș fi vrut să iau cuvântul, dar... Na, asta e, dacă sunt provocat, trebuie să răspund. Îmi pare rău. Am să încerc cumva să mă încadrez în codul lui Elena, cum îți place mie să-i spun. Domnul Tavala, atâta timp cât Consiliul Local a fost de acord cu organizarea acestor chermeze, cum le spui dumneata într-un dialect pe care eu nu-l cunosc, dacă erai într-adevăr împotriva lor, nu participai, domnul Tavala. Nu participai la aceste chermeze. Nu știu care vor fi ele. Dumneavoastră. Dorești cu mine? Da. N-am voie sau de ce? Nu. Nu? Dorești cu mine. Asta nu e discriminare, domnul Tala. Este o remarcă făcută către un consilier, indiferent de origine, etnie și așa mai departe. Noi, consilierii, suntem în slujba comunității. Nu suntem gașca primarului, cum îți place dumneavoastră să spui. Bun. Nu-i frumos ceea ce ai făcut. Este într-adevăr o remarcă. Atât, mulțumesc. Dacă vom să facem un pic o retrospectivă așa, nu cred că am făcut chermezii. Nu cred că am făcut chermezii. Sunt organizații administrative teritoriale care își permit un amor. Și nu fac chermezii, fac tot așa, activități culturale, educative. Chermezii și șmecherii. Și șmecherii. Și șmecherii. Am făcut tradiții populare, am făcut ziua comunii, am organizat 1 decembrie. Chermezii și șmecherii. O întreagă sumă de activități care cred eu că sunt benefici pentru comunitate și care ne, eu știu, ne ridic un pic statutul ăsta de primării care mai face și altceva. Nu neapărat, cum spuneți dumneavoastră, chermezii și astea, că nu cred că e bine venit cuvântul ăsta. Mă rog, este părerea dumneavoastră. Da, mulțumim. Imediat, aș avea o rugăminte la debat. Hai să încercăm să păsăm un climat civilizat. Fără să ne mai jignim, fără să mai aducem cuvinte. Nu știu mai un pic de subiect și nu mai întindem până aici. Deci am gândit cât am reprodus. Ce a spus domnul Tavala? Mulțumim. Domnul Tavala, avem cuvântul. Chermezii și șmecherii, altceva nu mântă. Discutăm la diverse chestii la ele, doar. Da. Chiar ar fi indicat. Dacă să clarificăm situația. Chermeză, dacă mă uitați în text, nu este așa. Chermeză este o petrecere, dar poate nu știți sau nu știți să umblați prin text. Dar nu mai e. Poate că ne-a fost organizați chermezii, nu? Da. Eu n-am fost... împotrivă să se facă ziua comunii, mă rog, chiar am propus să se facă și sunt de acord să se facă. Am spus că se puteau face altfel, prin sponsorizare, prin alte, așa, dar nu din banii comuni. Și dacă tot am ajutat ziua comunii, vezi să-mi spuneți, mă rog, frumos, că tot postați ziua comunii. Nu, 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 dar de ce n-ai sărit, domnul Bozazvan, când eu de ce n-ai sărit? Când eu vorbit, domnul ăla, ce vrea să zic? Și să stăm pe linia presăpirea ședinței și a subiectelor care a venit din mandat. Trebuie să postați ziua comunii. Dar dumneavoastră, vă uitați în buget, aveți execuții pe care ați aprobat, cum nu știți că a postat ziua comunii. Bine, poate... Păi, poate nu studiați. Dacă studiați, aveați și dumneavoastră. Dar câți bani ați aprobat, domnul Tavala? Câți bani ați aprobat? 60.000. Nu 60.000, 40.000 postă de acolo. Bine, haideți să trecem. Trecem la diverse chestii, reglăm conturile acolo. Nu e mai corect așa? Și haideți să trecem. De exemplu, am înțeles că trebuie votat un amendament la proiectul respectiv. Al domnului Berușcă. Spune la vot cine pentru. La punctul 2, validarea dispoziției primarului comunei Vorbărilor 101, din 3 ianuarie 2019, prin rectificarea numărul 4 a bugetului de venituri și cheltuielile comunei Vorbărilor de Țibacău, pe anul 2019. Dăm punctul domnului primar. Sunt bani care vin în urma depunerii documentației la Ministerul Dezvoltării.
a documentațiilor înaintate de noi, semnate de Vicinti Șatel, de constructor, deci de contări cu Ministerul Dezvoltării, pentru cele două obiective pe care le avem în lucru, grădinița din curtea școlii și renovare școală Crihan. Timpul în care timpul este foarte scurt. La data primirii aprobării avem 10 zile la dispoziție să facem de contările către societățile comerciale cu care avem contract. Așa procedăm și noi, cum procedează și alte autorități publice locale, prin dispoziția primarului se eliberează suma, urmând ca la prima ședință să fie supusă aprobării dumneavoastră. Ceea ce am și făcut, de fapt, supun aprobării dumneavoastră dispoziția prin care am eliberat sumele pentru cele două obiective. Da. V-ați scris acum chiar ceva? Supunem la vot proiectul numărul 2, privind validarea dispoziției primarului comunei. Mă vorbim numărul 4. Cine pentru? Obține. Trecem la punctul 3. Proiectul 2 privind modificarea domeniului public al Comunei Mândura, județul Bacău. Inițiator primar Costea și Odăche. Domnul primar, din experiența cu domnul la. Pe doamna, nu trebuie ca să la în urma contractului care îl avem pentru rezolvarea suprapunerii tabulare domeniul public, etapizat, ne vin măsurătorile topografice pentru drumurile din comună. Am zis eu că e o inițiativă bună la fiecare poziție de inventar. Să-i punem că avem și denumire de stradă, ca să ne fie ușor apoi a identifica. Și am modificat pozițiile care ne-au venit de la topograf cu dimensiunile reale de acum, pentru a putea fi intabulate. Știți că am mai fost și acum două luni, sau cred că și la trecută, nu mai știu. Și tot o să mai vină. Pe măsură ce termină lucrările, ne tot trimit, așa cum ați văzut și dumneavoastră, planurile, să intabulăm drumurile pentru aș vrea să vă spun că am făcut pași destul de mari, dar Bacul este intabulat în sfârșit. După o perioadă lungă de timp în care ne-am tot străduit, am reușit într-un final să, după, eu știu, eforturi susținute. Avem o firmă care, într-adevăr, s-o ocupă de aproape. Și am reușit în sfârșit să intabulăm nu numai Metabacul, o seamă întreagă de drum. Benefic această benefice sunt aceste intabulări pentru că pentru viitor suntem în situații critice, să spun așa. Avem pe CNI aprobați 18,4 km de drum. E nevelicând de aceeași problemă. Nu avem intabulări pe toate drumurile. Lucrăm la foc automat acum să le aducem la zi ca să putem depune și noi în termen optim documentația pentru a accesa aceste fonduri. Ne-au fost alocate și nu reușim cu documentația. Ne stăduim și eu zic, în scurt timp, reușim și cu... Ce să vă spun, nu avem nici măcar Valea Mărului, nu-i intabulată. Așa mergea atunci cu certific amplasamentul când se depuneau proiectele astea. Nu avem să reproșăm nimic nimănui, doar că suntem, văd așa acum, la aspectul ăsta. Îi dăm bătaie și recuperăm. Avem plus în modernizare pe CNI strada Sohodon, începând de la Ferenț până la Dumitrașcu, strada Vișului de la drumul Județean până la Nicușor Cojocaru, dealul mare, o parte din Cușbic, de zone afectate de inundații și de intemperii în decursul anilor care au trecut. Cam asta este vis-a-vis de propunerea doamnei secretar, care este foarte bună. Zic eu, să-i punem, să avem inventarul exact pe străzi, să cuprindă strada, suprafața, pleacă de la urmă, cu dimensiuni, cu tot ce este necesar. Și sunt o mică confirmare, o să urmeze probabil, nu garantez că în octombrie, cel târziu în noiembrie, pentru că ne permitem o acord administrativ, să centralizăm acum domeniul public, nu mai suntem condiționați de hotărâre de guvern, să facem ca coadă, așa cum cu toate modificările care au fost până acum, să pornim cumva de la un moment zero, pentru că este foarte greu. Avem problema de hotărâri care nu toți uităm în ele. Și da. O să le centralizăm și o să le actualizăm și le aduc în hotărârile de Consiliu cu numerotare de nou să fie
mai clar. Și ce modificări o să faci, să fii mult mai ușor să lucrezi cu o hotărâre unde ai documentații cadastrale în tabulări, decât cu... Da, decât cu măsurătoare care au fost făcute așa cum au fost în anul 2000. Bun. N-am fost atent la reacție, mă scuzați, domnul Talat, domnul Răzvan, care a fost primul, până n-am mai fost, n-am fost... Eu, domnul Talat, să trebuie să-ți o întrebare, domnule primar, scoase din context, ați spus modernizare drumuri, e ce ați spus dumneavoastră, da, ferea, da. Dumitrașcu, asta ce înseamnă modernizare, adică asfaltare? Asfaltare, da. De primă urgență de reabilitare drumuri din comuna Lucrări de Țumacă. 18,4 km. Asta mi-a spus la documentație și sperăm să pot să și ajungi. Da, mulțumim, domnul primar, domnul Dalat, răspund. Da, domnul președinte, stimați colegi. Da. Legat de inventarul și foarte bine că tot în fiecare ședință mai legăm cu ceva. Avem doar în ședință, tot mă rog să băgați plătinile. Și tot v-am spus că n-am să potrivi niciunul până nu băgați plătinile. Legat de chermeza, pentru așa fac cu așa, chermeza este petrecere în aer liber cu muzică și dans. Deci, ziua cu oamenii mândră. Ziua cu oamenii mândră. Așa că... Eu zic specială, cred eu. Eu zic amăgurenilor, dacă am să avem pe posibil. Atunci ar trebui să se schimbăm de nume. Domnul Chermarea amăgurenilor, chermeza comunilor. Pune că trece, nu fac nimic. Eu proiect, mai aveți să întreba domnul Dalat? Da, mâine. Doamne, cu inventarierea, care a trebuit. Păi eu am spus. Da, cu inventarierea. Da. Mai aveți legat de chestia asta? Dar nu știu să mă voi abține, dar ce spune? Am înțeles. Domnul Tresa, vă răspund. Eu sunt de acord cu lucrurile care se fac și cred că sunt foarte buni pentru comună, dar întrebarea mea este și riscul nostru, totodată, și întreb să fie și consemnat dacă aceste drumuri care le trecem în domeniul public nu afectează și sau se implică alte terenuri al proprietarilor. Și la un moment dat când va veni ca să treacă, ca să facă lucrările, noi să fim răspunzători că am votat trecerea în domeniul public și nu știu dacă au fost acceptate de cei care încă mai au poate terenul care se lungesc și în teritoriul drumului, în spațiul drumului. Și ce se face în domnul Trestarul? Eu v-am întrebat, iar eu din punctul meu de vedere și juridic, eu zic că nu pot. Adică, sunt de acord cu lucrurile care se fac bun, dar nu sunt de acord să ajung prin instanță sau ca să dau cu subsemnatul în anumite locuri unde cred că nu este cazul ca noi consilierii să fim implicați. Deci, puțin eu partea mea, fiecare face ce vrea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vestaru. Aș putea să vă răspund și da. Există regimul drumurilor cu lățimile aferente, unde ne spun clar care sunt lățimile pe categorii de drumuri și aceste documentații sunt avizate de OCPI, da? OCPI care aplică și legea cadastrului și legea drumurilor. Și atunci noi nu ne facem nicio grijă dacă sunt recepționate. Asta e un aspect. A doilea aspect... A doilea aspect, nu cred eu, din punctul meu de vedere, că o comunitate întreagă trebuie să sufere pentru că cineva aplica legea 18 după ureche. Nu s-a fost la mână. Asta e părerea mea personală. Din ce am văzut în documente aici. Că s-au lăsat, s-au dus documentații de nu s-au putut intabula drumurile. Deci se muncește foarte greu la intabularea drumurilor astea. Exact din cauza asta. Că la legea 18 s-au dat cum s-au dat terenurile. Au primit fiecare științare, că astea au primit științare, sunt de acord. S-a luat legătura cu proprietarul. Dacă nu era de acord, trebuia să vedem în primărie, spunea că nu sunt de acord.
sau să facă contestații, nu? Dacă a fost pus în posesie pe drum, asta nu înseamnă că el trebuie să rămână cu proprietatea pe drum. Deci toate actuale sărbească care facem aici sunt făcute conform schițelor cadastrale. Drumurile au numere cadastrale, deci au fost aprobate de OCPI. Fac parte din baza de date OCPI. O știți? Și dumneavoastră, că nu se pot suprapune pentru că nu se primește documentația. Dacă suprapune proprietatea, nu e bagoare. Deci nu, aici nu e. Să punem la vot dacă mai aveți nimic de obiectat asupra proiectului. Ce sunt lucrurile? Punem la vot. Ții pentru? Și domnul Răzba? Deci la punctul 4, proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului având numărul de identificare 3137 conform anexă în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Comunei Măgura, județul Bacău. Domnul primar, dacă vreți să-i dați câteva detalii aici. Da, n-au fost o mică diferență de suprafață față de cine a propus Ministerul Apărării. Au revenit cu adresa, o aveți la mapă, să modificăm hotărârea ca să meargă la hotărârea de guvern pentru PUG-ul nostru. Așa ne-au fost la solicitate de ei, tot ei ne-au solicitat mai nou să rectificăm ca să poată da hotărârea de guvern. E vorba de imobilul, da, știu și un alt, la Lucoin. La lucrarea crearea unui drum colector paralel cu DN11, mai dăm un pas în față cu asta este, da. Da. Dar am înțeles, te explicați despre ce vorbim. Am înțeles, domnul, noi am mai vorbit. Deci, în apărăția mai urmare solicitării noastre prin proiectul hotărârii, am avut hotărârii. Hotărârea 30, 2019. Deci, este de acord să ne reprocedeze. În urma discuției care a făcut la unitatea militară, nu mai dau un lucru, nu știu, care se ocupă de patrimoniul unităților militare din Moldova, am solicitat ca cei 3.000 de metri, ca de vreo 2.000 și ceva, cât au găsit ei până la urmă. 3.414 metri pătrați, nu? Da, 3.414 metri pătrați. Ni retrocedează pentru crearea unor utilități în vederea actualizării planului de urbanice al APUC-ului. Acolo urmează să vină un colector pentru toate proprietățile din zonă. Urmează să se dea o hotărâre de guvern în sensul ăsta și cred că va merge destul de repede. Mai rămâne și va hotărârea noastră din Consiliul Supremului. Da, am modificat. Da. Cam asta e. Vă rog să vă spuneți la cum. Deci, să punem la vot proiectul, forma propusă. Da. Și pentru? Da. Mulțumim. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local, numărul 15 din 31.3.2018, privind aprobarea impusă. Construire două locuințe, sat Soutul, Comuna Măgura, județul Bacău, beneficiar Gavrilă Maricel Ion și Preda Costel Daniel, suprafața de 3.200 metri pătrați, respectiv 1.500 metri pătrați. Da. O să prezint eu, că nu știu mai bine situația și e și un pic de culpă și de la mine și din altă parte, dar trebuie să vă explic exact despre ce e vorba. În momentul în care... Nu mi-am pus. Dar măcar recunosc că a fost o mică eroare și de la mine. În certificatul de urbanism și avizul de la Consiliul Județean, pentru domnul Preda, au fost trecuți 13.200 de metri pătrați și pentru domnul Gabriel 1.500. La 1.500 nu avem probleme. Avem probleme la 13.200. În sensul că avizul de la CJ, certificatele de urbanism la CJ și încă unul mai țin minte care dintre ele este pe 13.200 și alte avize pentru puzul acesta, dar cel mai important fiind OCP-ul care, l-am spus, monitorizează și nouă drumurile, au avizat inițial doar suprafața totală de 4.688, scăzând 1.500 al domnului Gabriel, dar rămâne 3.188 în loc de 13.200 cât a fost în avizul
Consiliul Județean. Când s-a adresat domnul să treacă din tribunal, atunci s-a sesizat, abia atunci s-a sesizat OCBI-ul și au spus că este inadvertență între avize și ca să nu frânăm demersul cetățeanului, să ne modificăm noi corect hotărârea conform avizelor, care sunt cele mai multe, pe 4688 și urmă a venit cu modificare la hotărârea 15 cu dreptarea unei modificare se cheamă, ea conform tehnicii legislative, pe baza avizelor care sunt. Deci, până la urmă, cât scade? Scade. De la 13.200 metri pătrați, scade la 3.188. Adică e mai puțin. 3.000? Până la 13.000? Da, e suprafață mare. E o scăpare. Practic, până la urmă, va trece și eu. Deci, da, dacă trece și da, scade suprafața, nu trece. Dar am înțeles, da. E o scăpare. Dacă aveți... Eu nu știu, modificat... Asta, asta modificăm aceste suprafețe. Și am vorbit prima dată cu titlul, apoi cu articolul 1 și articolul 2 din hotărârea 15. Pe baza legii 24, tehnica legislativă care ne permite să facem asemenea modificări. Da. Mulțumim, doamna secretară. Și punem la vot proiectul, dacă aveți obiecții. Punctul 7. Avem aici un proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de gaz de uz și servitude în favoarea secției de gaz Grindesa pentru suprafață de 6 metri pătrați, strada Bisericii, cu domeniul cultural comunei Măgura, județul Bacău, pentru raportarea la rețeaua electrică a obiectivului locuință colectivă, subsol plus parter plus un etaj plus mansardă din strada Arțarilor, sat Măgura, comuna Măgura, județul Bacău, proprietate SC Frații Palțirele. Domnul primar, vă rog. Este vorba de un branșament pentru acordarea la curent electric și care traversează subteran. Deci este un branșament care traversează drumul public din Metapac și este nevoie de acordul nostru pentru suprafața afectată de lucrare să ne dăm aviz. Da. Drumul bisericii. Drumul bisericii. Drumul bisericii. Da. Da. Vă rugăm... Punem la vot? Punem la vot, eu la sală. Proiectul numărul 8, proiect de drept privind aprobarea actului adițional numărul 4 la contractul de legare a serviciului public de salubrizare comunei Măgura, județul Bacău, numărul 6006 din 12-12-2005 și 248 din 13-1-2006. Domnul primar, vă rog, sau domnul vice, că am înțeles că dumneavoastră la sână mai multe. Urmă să vă scrieți să vă scrieți. Da, fost un member, a mai fost discutat ordonanța aceea 74, colectarea selectivă. Acum avem și adresă și de la DIS și de la SOMA, cu, după ce s-au făcut calculele ce înseamnă tona de reciclabil. Propunerea ați văzut-o este 1.072. Foarte important din asta este felul următor. Fiind reciclabile, atât costă tona de transportat la groapă, din acești bani, minim 75% vor fi, se întorc înapoi în bugetul local, prin ADIS, pentru că sunt reciclabile, deșeuri reciclabile. Deci noi vom plăti, de fapt, mult mai puțin. Întâi plătim la somă, apoi ne sunt tot bani în buget, ca și tehnica. Mai mult, și ați văzut clar că, dacă vă aduceți aminte, am trecut undeva prin octombrie, noiembrie, v-am prezentat o ordonanță 74 cu obligație cu 40-60% reciclabil, trebuie să ne învățăm și noi să reciclăm. De la anul ăla va fi mult mai scump să dăm deșeurile amestecate. Și este foarte important că SOMA, până la finalizarea licitației de către ADIS pentru cele 22 comune,
Ne va pune la dispoziție acele recipiente, 20 de recipiente, la care noi trebuie să găsim punctele de amplasare. Pentru să stabilim tot în jurul țarcurilor de și vedem. 20 de recipiente înseamnă 20 locuri diferite sau un recipient? Diferite. 20 de locuri diferite. O comitră are 3-4 recipiente. Da. Am înțeles. Sper că nici mai lucruri vor înțelege. Mai aveți ceva de adăugat? Mai mult ne-am cerut de la unde este adresa respectivă să vă citesc că asta este caldă de vineri. ADIS-ul are solicitare de la Curtea de Conturi Bacău să spună toate OAT-urile ce persoană este desemnată ca responsabilă imediat cu atribuții în colectarea selectivă a deșeurilor. Probabil se monitorizează costul noi. Toți factorii de răspuns la nivelul țării, începând cu mediul, camera de conturi, toți dau o importanță deosebită colectării selective a deșeurilor. Dar noi avem persoana respectivă, nu delegat de la care avem în relația cu soma, nu era de un oficiu. Avem un somn, responsabil cu acum, responsabil separat cu, cu colectarea selectivă a deșeurilor. Bun, hai să ne scriem la cuvânt, vă rog, domnul Talat, domnul Lăzvan, domnul Colonel, domnul Trezvan. Nu. Este foarte bine. Este foarte bine că ne pune 20, ați spus, pe că sunt puține. Problema este în felul următor. Eu am, de exemplu, eu sortez, am 4 sau 5, așa, sortez cărtii, sticlă, metal, plastic, așa, și când vine mașina, tot. Bagă, adică deja v-am muncit și am sortat. Problema este că la cetățeni trebuie să aducem containere ca să poată să facă acolo. El nu poate, dacă s-o spargă sticlă, să o ducă 2 km unde o să fie amplasat. Adică el trebuie să adune o cantitate mai mare și ca să poată să meargă nu cu fiecare zi. Așa sunt informații. Sunt prins într-adevăr cu venit pentru fiecare parte din parte, pentru doar câte două ori, că înțeles o să mai multe, pentru deșeurile trajere și pentru selectiv. Până atunci vom folosi cele 20 de puncte de colectare, le folosim și pe astea veci cu țarcurile care le avem cu pentru și cred că sunt niște locuri ce care le avem și soare. Domnul Talat se referea la transport, la asta la transport, la înțelegea locuiesc. Dar să știți că funcționează. Nu. Știți, merg oameni de când am pus sacurile astea pentru beduri, nu mai sunt aruncate prin furaie, pe șanțuri, chiar oamenii văd că sunt. La o familie, mine trebuie 3 tomburi, hârtie pentru plastic și pentru gunoi menajer. Cu mine, hai să zic sticlă. În următoarea fază, vor fi distribuite puberii pentru fiecare familie în parte. Asta este copii. Adică să aibă un lucru da. Să facă. Deocamdată facem ce putem să... Domnul mai aveți ceva de adăugat? Domnul Răzvan. Da, am și eu de adăugat două chestii simple. Primul lucru ar fi faptul că să avem grijă unde amplasăm aceste 20 de puncte, ca să nu deranjăm locuitorii, că știți, mai întâmplă oamenii nu din rea voință, poate din neștiință, să arunce nu știu ce gunoaie acolo și automat mirosul și mizeria deranjează.
Iar o chestie care am văzut-o în țările civilizate și chiar și în țara noi, în orașe din vest, primăriile au adoptat un program pentru să convingă lumea să recicleze cât mai mult. În primul rând de informare pe toată comuna, cu niște hârtiuțe pliante care le-au dat la toți și cu un premiu la sfârșit de an pentru persoana care recicla cel mai mult. Trebuie stimulat. Eu nu cred că am putea găsi 500 de lei, 1000 de lei la sfârșit de an să dăm un premiu unui cetățean drept model. Pentru că puterea modelului, exemplului, este una dintre cele mai bune. Bună. Zic că ușor, ușor, cu pași măruți ajungem unde trebuie. Dacă suntem responsabili. Deci vreau să vă spun că cantitățile din Bunoia am avut la pentru pentru de astea. Aproape eliminat, e considerabil mai mici față de ce era, de știu, 2008, 2010, 2012, după instalarea țarcurilor pentru peturi, am mai conformat, oameni s-au mai conformat, s-au conformat, de adevărat, ia ceva, ia ceva. Domnul Trăistaru? Da. Pe care urmează domnul Berușcu și domnul Polonet. Noi, ca să putem să ajungem într-un stadiu cât mai avansat și cât mai rapid pentru colectarea deșeurilor separat, nouă ne trebuie mult, mult mediatizat și informat, chiar și noi consilierii. Eu am și început. Deci am început să spun la oameni să nu mai pună ceea ce nu trebuie la coșul, la gunoiul menajer, să-l pună separat pentru că e în binele nostru. Aici diminuăm cantitatea de gunoi menajer și vom plăti mai puțin, iar din partea cealaltă, ca să putem să punem în mișcare mecanismul, domnul vecin, și mă acces mai mult pe cel care normal îl avem la bază, adică polițistul comunitar și băieții care, când vine mașina de gunoi, pentru ca omul, chiar dacă noi îl informăm, este bine ca să îi dăm și o urtivuță în mână, dar pe lângă asta, să mergem să verificăm. A verifica înseamnă că începem să oprim, să conștientizăm pe oameni că nu mai este bine să facem la grămadă, ci să facem ceea ce trebuie, să intrăm într-adevăr în lumea europeană cu gândirea, să nu intrăm numai strictic. Și atunci cred că va fi mult mai bine. Deci, am spus că nu m-am referit că domnul Vici îl are pe cel care normal îl avem plătit, din banii noștri. Și de aici pleacă și oamenii care sunt. Și cu toții ne implicăm și cred că vom ajunge unde trebuie să fie. Așa este, vreau să vă spun, de acolo cu voastră, problema e că o singură cumpelă care o are omul, nu poate, pe aia, poate să colecteze selectiv. Bun, unii care au conștiință mai pun în sac, certia, mai pune bidoane în alt sac, să zic, și pune în cumpelă menajer sau ce mai am vrut. Dar, în rest, poate, trebuie informare, căutăm o modalitate și să facem cu demarăm în campanie. Da. Am zis domnul Berușcu, domnul Polonel, după aia domnul Palan. Da. Eu sunt domnul primar, am 5 întrebări scurte. Dacă domnul doctor veterinar și-a mai făcut la achiziția, da, începe programul de stabilizare clinică, deci se pot face... Se pot face sterilizări la medelă, da, și dumneavoastră. Am se pot face sterilizări la domnul doctor. Discutam și cu domnul președinte înainte de ședință. O mare atenție trebuie să acordați amplasării acestor cu riscul că să mai cheltuieze niște bănuți, mă gândesc la o amenajare minimă, eu știu, un țar, ceva. O cameră de doare, de zonă, cât de platformă. Una, doi. Dacă țineți dumneavoastră minte că n-am aprobat înființarea acestei grupe de gospodărie, discutam noi atunci și ne făceam fizică, oamenii vor face, vor dege, vor interveni, vor aia. Luați în calcul, măcar o dată pe săptămână să treacă până la aceste puncte.
În ceea ce privește disciplina și educația pe linia asta, să știți că este și la noi cei care generăm gunoaie și la cei care le ridică și le transportă. Absolut. Adică, exact ce spunea colegul Daniel, ăștia degeaba le strâng eu selectiv, bine, îi iau și cu grămadă. Asta e, așa e la început, da. Asta, da, asta am vrut să punctez. Amplasarea lor și să luăm în calcul o amenajare minimă acolo ca să nu le... Păi mai frumos, doamnă, nu vreți să vedeți acolo. Sunt mai trăgâi, mai trag, mai aia. Da, atât. Mulțumesc, domnul Coane, doamna. Până să le dăm cetățenilor copiii sau copilane, eu zic, dar este că noi să ne implicăm poziul local și primărie, să cumpărăm niște saci, să cumpărăm niște saci, pentru că pentru deșeul de plastic, sticlă și ce, putem să-i dăm omului, păi aici strângi în saci, sticlile, iar aici strângi în hârtie, pentru că nu au greutate mare. Deci până atunci au soluții de moment, până vor veni cele promise. De asta să înțelegeți că SOMA colectează doar cu cele 20 de puncte de colectare. Selectivul va merge la fiecare la parte. Știu, dar omul ca să meargă până la punctul de vedere, să venim noi în întâlnirea omului, să-i luăm niște stași de astea mai mari, să pună hârtie, nu știu, și pe aici să duci și când s-au pus, nu să duc acolo. Da, eu... Nu, președinte. Da. Apropo de ce... Domnul Talan mai vezi, v-ați spus, nu? La ce propune domnul Talan? Să ne uităm un pic în fișa de fundamentare pe care a făcut-o cei de la SOMA și ne-a dat formula cu sancii și erau niște prețuri de cost exorbitante. Noi, când am fost la ședința cu acolo, am discutat problemele astea și s-a ajuns la concluzia că atâta timp cât nici cei ca unitate care face colectarea încă nu sunt pregătiți să colecteze, degeaba îi dau sacul, duce la poamă sau pune altceva în sac, nu-i formula pe moment. Dar, eu am parcurs niște materiale la niște societăți, așa, în care s-a spus în felul următor. Apreciem că atingerea obiectivelor de reciclare, valorificarea deșeurilor de ambalaje, se poate realiza numai prin dezvoltarea sistemelor de colectare separată a deșeurilor de la populație, de la utilizatori non-casnici, pe minimum 3 fracții. Sticlă, hârtie, carton, plastic și metal, pentru asigurarea un nivel minim de calitate al deșeurilor necesar pentru instalații de reciclare. Ce vreau să spun aici? Adică ne apucăm și adunăm toate astea, indiferent în ce recipient să le punem, dar nu oricum. Deșeul ăsta trebuie să aibă și o calitate, ca să poți să ajung la niște bănuți. Pentru că ăsta este scopul final. Mie să-mi scadă deșeul menajer, cantitatea de deșeul menajer, să-mi crească calitatea de deșeu selectat din ambalaje, care va fi valorificat la centrul de valorificare, pentru care eu, prin adis, îmi plătesc cheltuielile de colectare și transport pe care dumneavoastră le-ați găsit în fișa fundamentare. Dar, între a nu face nimic, și noi ca și Consiliul Local, și a face niște pași mici, cum spuneați, pași de informare, cum spunea și domnul fost primar, să informăm populația, uite, fraților, nu o să mai meargă așa. Încercați, ușor, să facem așa. Îi spui să facă, dar el spune întrebarea. Unde pun? Și iar dacă îi dai unde să spun, ajung la vorba, și cum o secundă, domnul Ronică, ajung la vorba domnului coleg, băi, am făcut așa selectă și a venit cel care face corectarea și le-a pus grosomodo și a ajuns la rezultatul sfondat. Adică, pe ansamblu, la nivel de județ, dar acum așa, nu suntem eficienți. Adică nu sunt eficienți că nu au ajuns să selecteze gunoiul și restul, menajer, cel puțin din ambalaje, că aici e problema. Chiar un carton, dacă îl dai, nu trebuie să-l dai umed, un plastic, dacă îl dai un pet, dacă îl dai pe culori, nu dai cu prostine cu ele, pentru că dintr-o tonă se duce și ajunge la rampa de selectare, ăla vede prostul, scoate-o pe aia, dintr-o tonă ai 750 de tonă, care se răsfrânge de unde vin de la Măbra. Se răspunde la supra, poate, Măbura. Deci cam despre asta este vorba. Trebuie să facem, dar imediat trebuie să facem pentru ceva. Deci,
să informăm populația, să spunem ce așteaptă, să ne pregătim, să stabilim din locurile de posibil, ca venit să spună Soma, domnule primar, noi suntem la dumneavoastră în comună, vă rog să-mi prezentați locurile. Nu știu acum, domnul primar, dacă locurile pe care le vom stabili vor fi... Probabil se va întâmpla cum s-a întâmplat cu ISPA, ne-au adus puteri și am identificat noi. Cu ISPA au făcut, programul era cu tot cu amplasament. Deci au făcut dumneavoastră, le-am dat spațiu, le-am pus la dispoziție. Aici nu mai este așa, o să trebuiască pe domeniul public să identificăm noi 20 de locații în care să le punem. Eu sper ca cetățenii să înțeleagă și să se manifeste adecvat, ca să spun așa. Pentru că experiența anterioară cu programul ISPA nu prea a fost una, cum să vă spun eu, cu rezultate sau beneficii pentru mediu. Da, să știți ce era la curator Cici acolo, la țară, la mulți mai și nu mai peste tot. Eu sper că lucrurile vor merge altfel de data asta. Vom ține și noi din scurt și aproape să monitorizăm bine toată activitatea, să nu mai avem un sincope, ca la gura potolnică, când aveam puterea de astea, erau focat infecții. Dar asta vom vedea cum va decurge. Oricum, e un pas bun, e un pas în față și cred eu că are să deși rezultat. Îmi permit, dacă permit, domnul președinte, după domnul primar, să mai spun ceva. Chiar dacă noi neglijăm, chiar dacă nu dăm așa în derizoriu, factori de răspundere pe care mi-am indicat, începând garda de mediu, agenția de mediu, curtea de conturi, vor veni peste noi de execuție. Deci, adică noi am venit aici, odată la o lună, am văzut, dar știm ce se întâmplă când vezi că îți vine mail-ul și aoleu, iar e de acolo. Aoleu, ce avem de dată răspunsurile, cu termenul. Ce-ai făcut cu asta și n-am venit? E informare și de comunare cetățeanul să meargă ceea ce e greșit la cartonul, bidonul, du-l acolo la recipientul ăla, menajer, îl duci tu acasă când îți vine. Asta aici e problema mare. S-a întâmplat din cauza neputinței agentului colector, că nu a venit la timp, că nu era capacitat, nu a avut mașină de care trebuia, de să umpleau țarburile asupra plin și au pus de toate și cel care locuia în raza țarcului, venea aici la mine, nu dau nume și spune, domnule, rog frumos să-i de acolo, dacă nu-l mut eu. Și știm, au fost prin patru cazuri care au spus, n-am mai găsit țarcul, o poate, altul a ajuns în curtea primăriei. Că era generator de mizerii pentru el ca familie. Și este la neta acolo susului, este la jurul. Și la intrarii la noi acolo, da, s-a spus și al doilea, eu trimit cu băieții și mai fac curat din când în când, dar în ultima perioadă, a crescut volumul de curectare la ieri și au luat o mașină nouă, de capacitate mare, au schimbat o formație care își face treaba și au luat, grosomor, au luat tot și au făcut selectarea acolo. Mulțumesc. Domnul Talal, vă rog. Tot rămâne soluția asta până atunci cu SACE, să-i dăm oamenilor, adică să găsim o soluție, să le dăm, ca să facă... Să fiu început. Iar dumneavoastră și cu dumneavoastră aveți polițist local, avem băieți la așa, cu ce putem să vă ajutăm cu informare, faceți un broșur, faceți o șucare, trimiteți să somați. Dacă vreți ca să, chiar de asta, dacă vreți să dialogăm, vă spun. Susțin ce spuneți dumneavoastră, dar Soma ne-a spus în ce condiții vine. Vine odată la două săptămâni, încă nu s-a demarat programul ăsta. Deci eu nu pot ca să fac treaba asta, să rămân acolo uitată, pentru că deja... Informarea o fac, asta pot să fac. Dar ca să fac alte și informarea costă. Dar dacă să fac, dacă o fac pe curături, dacă o fac pe costuri, e altceva. La capitolul SAC și plecăm pe costuri. Și nu ajungem undeva. Aici. Nu când aș vrea să o fac. Nu, e vreo că și-am dat capul. Pentru menajer, doamna
Va veni și timpul și lui de parte. Domnul Dăscălescu are ceva să... Propune, dar să înțeleagă și să conștientizeze mult mai bine cetățeanul. Propune să facem un filmuleț sau un exemplu cum să face părintarea trec timpul și să-l pune pe pagina primării sau pe cetățenie comunumă, că eu cred că nu e o idee reală. Un mod de informare. Un mod de informare și de conștientizare. Așa se selectează, bă, bă, vezi că alții... Da. Te gândești, părintarea selectivă, ce înseamnă? Da. Da. Mai am o problemă. Domnul Dăscălescu, dacă sunteți de acord, are un grup la București, duce copilul la școală, dacă sunteți de acord, să punem la fără, dacă mai e nimic de spus, da, punem un proiect în forma propusă și nici pentru? Nu trebuie. Abținem, nu trebuie? Da, mulțumim. Hai că am o singură chestie de zis, o rugăminte foarte mare la dumneavoastră. Știți că Corhan are probleme mari, acum în ultimele zile cu ploile care au fost, problemele s-au agravat și mai mult. Am avut și o mașină de pompieri care a rămas în zona respectivă blocată, s-a întors. A fost un eveniment sâmbătă prin zona Socotor. Și chiar v-aș ruga să facem ceva imediat, adică chiar nu mai e, cel puțin două intrări avem în Solodol, am venit perechitate, ca zic așa. Exact, înainte de ploaie, nu te-ai venit și situații, toate drumurile mea, nu te-ai intrat de aparajare. Deci, Orhana și strada Moș Constantin, cum este spune, la Vișinul, iar... Și acolo e rugat. Iar necesită acolo vreo două mașini de balast eventual să punem în față la Ciobanu, pentru că chiar dacă sunt îndreptate, există o cocoașă care s-a format de la săpături și aia e impracticabil drum acolo, pe porțiune de 20 de metri. În rest, bunișor. De nivelat de acolo. Da, vă mulțumesc frumos. Mulțumesc, domnul Răzvan. Domnul Berușca, spuneți-mi, vă rog, drumul din Metalbac, domnul Biserici, este prins în proiectul care l-ați depus la Compania Națională de Investiții? Asta care îl aveți de... N-ați înțeles acolo drumuri pentru situații afectate. Afectate. Deci vorbim de drumuri în bancă. Drumul în care am vorbit eu acum. Cușbicul este? Parte din Cușbic. Parte din Cușbic, de alubare Vișinului, strada Socotor. Am înțeles. Vreau să vă întreb dacă mai aveți noveste cu bune. Deci, drumul care a fost prins în procesele verbale încheiate cu ISU de-a lungul timpului început de 2016, care au fost afectate în mod frecvent de intemperii, de inundații, de fapt, ceea ce discutăm și acum ce spun și s-a centralizat. S-au centralizat drumul care se deteriorează rapid în urma ploilor. Bun. Și puteți spune, vă rog, cu bun de excavator, în ce stadiu ne mai aflăm? În procedură de licitație. Am discutat înainte de ședință, dar am zis că să discutăm, să vă întreb și în ședință. Situația cu gazul în Crihan și în Dealul Mare. Situația cu gazul în Crihan și Dealul Mare. Documentația este depusă la Ministerul Energiei, transmisă de Biogaz Grid. Vineri am vorbit cu domnul director general de la Ministerul Energiei. Nu este ministrul care semneze licența. Este făcută documentația toată documentă. Așteptăm să vedem când o urge, dacă o urge pe domnul ministru, sau dacă domnul secretar de stat va primi dezlegare de la doamna prim-ministru, cred să poată semna. Și nu suntem numai noi, și toate localitățile. O poate o întrebare. Da. După cum știu, au fost situațiile alea cu inundațiile de acolo două luni, și au gândit și după câte am înțeles la următoarea ședință, din lista persoanelor care sunt de voluntari, nu trebuie să apreciăm la nimeni. Facem o situație listei, o actualizăm, îi... De la zero, o luăm de la zero, punem alții, nu procedăm. Dar nu vine la... Nu știu să vă spun. Nu să știi.
cei care au fost în zona unde venit, nu mai avea acolo, sau au fost prezenți și din băieții noștri care sunt la gospodării, au fost în permanență acolo. Problema, sincer, care mă doare cel mai tare, nu e lipsa voluntarilor, care nu vorbe niciodată. Îi schimbăm de 10 ori și mă constată că, de fapt, ori sunt la serviciu, ori sau oamenii sunt prinși cu activități. Supărarea mea cea mai mare este că nu am primit niciun ban și cheltuielile am făcut și am tot făcut. Vă dați seama să înlăturăm toate efectele de acolo, scărăm mărul, să asanăm zona aia. Efectiv am cheltuit bani și nu am primit nimic nici până prezent. Nu, și nu s-au avut de rectificare. Situația drumurilor la care a fost afectat inundații, ce era în construcții, nu a fost situația e bună. Și cu asigurări. Are asigurări, sub efectul asigurării, deja s-au trecut la ce avem noi pe izlazului, cred, nu? Izlazului a fost decopertat tot, s-a scos asfaltul și se pune asfaltul din nou acolo. Ăla a fost cel mai afectat și intersecția cu zona Trevii, pe toată porțiunea acolo. Și pe toată lungimea drumului nu a fost afectat. Deci, este o firmă, da, este firmă de asigurări, lucrarea e asigurată și beneficiază de Lucrează. Și pe Răzășii se lucrează intens la Ligori. E bine. Domnul Beruș, cum aveți? Da, domnul Taral, vă rog. Domnul președinte, stimați colegi, legat de voluntari, eu am studiat și să știți că nu este legal cum ați procedat. Atunci să-i... Pentru că ce înseamnă voluntar, și în lege scrie că nu trebuie să primească la legea voluntariatului, scrie că nu trebuie să primească nicio recompensă materială sau să fie scutit de niște nu știu care. Deci noi nu suntem în legalitate legată de voluntari și vă rog să verificați, doamna secretară, și o să vedeți că... Trebuie să vă contrazic. Da. Există pentru voluntari pe situații de urgență o prevedere care legal. Are un legal care este un VARG 1500, și. O să vă zic exact. De mai în 2014, s-a mai fost un pic și în urmă, dar asta din 2014, sigur, pe care le acordă o scutire de impozitul la locuința de domiciliu, la curte doar, și asigurarea de viață în situația în care intervine într-o situație de urgență. Legea voluntariatului la care faceți dumneavoastră referire, de asta trebuie să facem o diferență între ele, se referă la orice fel de voluntariat. Asta este strict pentru voluntarii serviciilor locale pentru situații de urgență. Da. Deci sunt lucruri strict... Deci înseamnă că trebuie să schimbați... Nu trebuie să schimbați. Să scrii contract de voluntariat. Nu scrie... Nu, contractul este aprobat prin acel HG. Este un contract cadru. Este contractul care e legat de hotărârea Consiliului Local, care a fost în vremea domnului Tăistrăru. Scrie contract de voluntariat. Da, este contract de voluntariat, cadru aprobat prin acel HG. Da. Hotărârea de guvern, deci nu este alt contract. Care ne-a verificat și curtea de conturi. Ne-au cerut cu... cum îi zice? Contractul ne-au verificat... Deci mai sunt date probleme. Mai este o problemă. Am legat... Vă rog, domnul primar, să faceți dreptul pentru fântânile. Pentru? Pentru fântânile. Vă rog, mai vreau și ne inundă. Și mai este o problemă. Vă rog să faceți dumneavoastră, pentru că tot au zis așa, dacă o să preia sistemul, iar noi suntem, stăm nu știu de cât timp fără autorizații afară. Da? E funcționare. Da. Nu, este. Da? Nu l-ați spus. Este. Este că l-ați spus, domnule. Nu m-am fost să l-ați spus. Ați v-a spus. Este. Puteți și de la Sanepid, aveți autorizat la Sanepid? Da. Este. Foarte bine. 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 Foarte b
E foarte greu. E foarte greu pentru că canalizarea, dacă ne referim strict la canalizare, este sufocată nu din faptul că a fost ea proiectată, subdimensionată, pentru faptul că s-au construit atâtea case că nu a putut să prevadă proiectarea. Și pentru faptul că cetățenii comune, vă prea nu înțeleg că sistemul de canalizare este pentru apa menajerului, nu pentru apa pluvială de pe casă. Asta e înțelegerea dumneavoastră. Avem rigoli acum. Avem rigoli, sunt șanțuri. La recepție. Dar să devezi apa șanțuri, cum mai de apa canalizare. Ca idei. Dar dacă ați întrebat, avem o autorizație. Vă rog să faceți dimensiunile ca să reluăm terenul, nu știu, de sub pompii acolo, pentru că la un moment dat o să vină cracul, să ia așa și ăla o să rămână agățat. Nu rămâne, nu facem demersul și acolo. Adică să... Că s-o pune avansat și acolo, am făcut discuții cu familiile respective. Care? Deci nu știu că e terenul acolo. Nu, acolo e bolul de terenul, nu? Nu, e bolul. La blocul am zis. Da, mă refer la a fost aici. Și la fost și la... Nu, la amândouă. Amândouă trebuie rezolvate. Și la... și aici și sus. Sus, ia problema. Lăsați-ne seama noastră că le facem, da? Dar le facem în termen legal. Dar să suntem în consiliu local, domnul, să... În termen legal, băi, dar nu putem să le facem. Acum, dumnealor, ar trebui să înțeleagă la blocul. Și am făcut discuții de noi. Să se organizeze cu voi, să constituim o asociație în locatare. Efectiv, acolo nu putem vorbi cu 150 de familii. Nu se poate. Ei nu se înțeleg. Adică nu se înțeleg la modul că nu se pot. Nu pot ajunge la un consens pentru faptul că 150 de familii pentru orice hotărâri care va fi luat acolo, trebuie să meargă la notar. Deci pe care trebuie să meargă la notar. Așa, dacă se constituie într-o asociație, împuternicești pe persoană care se reprezinte, altfel de lună. O atemă cu rapaz să-i obligi să-ți constituie într-o așa. Nu știu să-i obligă. Dar putea să-i obligă. Cum să nu? Noi am făcut informații și ne-am fost solicitat, domnule, constituiți-vă într-o asociație să avem cu cine să stăm de vorbă, cu un singur om. Că dacă sunt 150 de familii, este foarte greu. Este foarte greu. Dar nu-i facem. Nu este adevărat. Nu este adevărat. O atemă sau orice poate să constringă și să facă asociație. Pentru că așa spune legea. Cine vrei să vină? Baia de Armizii se constrâng? Care e legile? Spuneți-mi că nu e legile care se constrâng. Domnule, dacă să... Dar nu putem să-i constrânge. Dacă ei trebuie să hotărască să-și facă adunare, să-și facă act constitutiv, statutul care le depun la judecătoria Bacău, dacă ei nu înțeleg... Voi înțeleg, am spus la ce bune, sunt foarte bine, au să-și înțeleg la care instanță. De proprietate. Este legea asociației. Este legea, ei trebuie, da, dar vedeți... Dar pasă ei trebuie să constituie. Și ei trebuie, cum, normal. Da, trebuie să constituie. Păi așa spune legea, ei se constituie asociații de proprietate. Nu avem abilitate de constituie. Haideți să ne înțelegem și noi un pic că și-ți vorbim. Da. Deci, stați un pic. Legea îi obligă să se constituie. Iar dacă ei nu vor să constituie și nu înțeleg, rămâne problema așa. Dar noi nu suntem administrația publică locală și suntem organ de constrângere. Ne încălcăm dreptul de proprietate dacă îmi răzim să spunem așa ceva. Ei sunt proprietari acolo pe TV. Asta vreau să spun. Pot să știți, vene locuințe. Legea e obligă, nu pot? Dar să apucă litigiul între ei. Probabil atunci se vor constitui. Vă spun eu, până să apucă litigiul între ei. E vorba de apă menajeră, de vorbă de stațiile alea acolo. Deci, ei nu trăiesc izolat de comun. Da. Deci, diferența este deci... faptul că nu-i ca la Bacău. Diferența e că ei sunt proprietari pe tot acolo. La Bacău făcea parte din rețeaua municipiului. Au cote indiviză din tot ce e acolo. În partea aia altă, la Bacău, sunt proprietari pe jumătate. Da, se domnul Tăinaru, mai aveți ceva? Domnul Tăinaru, domnul Tăinaru, mai curent acum discuție, referitor la asociații. În ceea ce privește terenurile din Trivii, acolo sunt proprietari. Ei au cumpărat, fiindcă ești proprietar direct, deci Consiliul Local. Are atribuțiuni cu totul altfel specifice decât cele care normal le au proprietarii. Proprietarul este proprietar, el se constituie într-o asociație de proprietari conform legii și începe ca să își facă demersurile și să organizeze
bunul mers al tuturor celor care locuiesc în spațiul respectiv. Din proprietate, deci blocurile au fost cu totul altceva. Au fost blocurile statului, au fost date pentru locatari, iar următorul pas, după 90, au fost cele care normal au devenit proprietari prin vânzarea acelor spații, tot de către cei care le administrau, către proprietari. Este o cu totul altă conjunctură și alt fel de asociații. Erau asociații, dar de locatari. Acum sunt asociațiile de proprietari, pentru că au cumpărat, au devenit stăpâni pe spațiile care normal ei erau chiriași. Ei își erau chirii, era referitorul la drumul de la Crian, ca să fiu scurt, la Sovolov. Bine, într-adevăr, mașina de pompieri nu s-a putut urca. E un loc care normal nu e numai de la ploaia care a fost acum sau asta. Trebuie numai decât șansul ăla, partea aia, să vedem cum găsim o soluție. Că trebuie numai decât făcut șansul pe partea cealaltă să curgă apa și atunci să punem ceva. Să încercăm să reglementăm partea asta, că după bugaciu, partea de sus, deci nu se mai poate trece. Și oamenii nu știu, nu-și dau seama, se urcă cu mașina, chiar dacă ești, dacă mai ales mai vii cu o mașină mai mare, păi el este surpat, terenul ăla de la poveri care a fost în vară. Pompieri, salvarea, astea... Oamenii ferește, ei nu știu, ei se duc pe acolo. Da. Așa. Și deci aici e urgentat, trebuie găsit o soluție numai decât cu specialiști, cu oameni care, într-adevăr, au capacitatea de a putea ca să dea lucruri pe care de care noi avem nevoie. Referitor la câini, am văzut ce facem în partea salată și în rest și la metalbank. Sunt foarte mulți dânși. Acum au și pătat unii. Deci ei se înmulțesc. Câțiva câini au sărit un copil aici când te duci pe la... Când mergi pe aviatorilor. Băi, trebuie găsit o soluție. Cei care vor să-și ia câinii, că sunt care le dă mâncare, vrea ca să-și țină un câine, doi, să ia în curte. Iar după aia ceilalți, trebuie să fie ceva util și bun, să-i sterilizeze. Deci nu găsim altă soluție acolo. Deci trebuie numai decât făcut. Și aici un focar de câini. Aici cum ai urcat panta? Da, nu. Aici cum ești panta? Ce se întâmplă? Le dă mâncare. Le dă mâncare. Păi au spus. Băi, dar nu mai întrețineți. Dar și dacă nu întrețineți, dar trebuie pățineți. Partea feminină trebuie prins și sterilizat. Cred că asta va fi singura soluție. Că nu știu dacă avem o altă putere de a putea ca să face. Așa. După aia, revin eu pe prefii, că nu pot. Referitor la zilele astea a mădurii. Doamne, atunci când a fost o discuție, mie mi s-a tăiat microfonul, doamne. Asta e ceva... Eu sunt consilier, am fost primar, doamne. Nu vorbesc ca o cismă ruptă, din gard, și m-am urcat pe scenă să mă trezesc vorbind. Nici nu veneam pe scenă, cu toate că dacă ar fi fost din punct de vedere al dreptului de a putea ca să mă urc, era. Pentru că, într-adevăr, pentru măguri am făcut ceva, dar nu pot ca mie să mi se oprească un microfon când eu am luat un cuvânt și spuneam niște lucruri foarte adevărate. Pentru că eu am vrut să dau banii oamenilor ăia, eu am încercat din 2008 ca să fac lucrul ăsta, deci eu am început cu lucrul ăsta. Da. Deci sunt întrebat, dar mi-a spus oamenii când am fost. Nu este frumos, noi suntem colegi. Deci nu este frumos. Asta este strigător la cer. Nu trebuia ca să-i dați cuvântul celui care normal nici nu avea pentru ce să întreb. Pentru că el a venit ca pensionat. Dar la mintea lui nu putea să-l aude și nu putea să spună ce ce hai ca să nu mă o întrebare, câți kilometri e domnul primar că ați alugat spune de asfalt pentru 18 km? Toate considerare și strada de demisie la Pietrolic pentru două rigole, betonare, nu poți să ai. Vă face aia unde ai procese de urmare de la situații de urgență? În raportul sinteză să fie exact evidenția. În drumul de bani. Stai, când asfaltează să facă o rigole care nu este?
Nu se gândesc, două rimele pe care le-am adus pe domnul. E același, același cum sunt afectate de inundații și ne afectează. Dar trebuie să înțeleg că nu poți să pui altceva. Dar eu mă ne-am raportat altă soluție, se găsească domnul Mutman. Eu am înțeles. Deci la aia nu mai e, pică. Da. Aia am înțeles. Da. Hai să găsiți o soluție și acolo. Trebuie să mergem. Ca să mai avem un cuvânt și terminăm. Da? Mulțumesc frumos. Deci, încă o întrebare. Deci, după ce s-a ținut la festivitatea care a fost, deci, bine, s-au invitat unii consilieri din banii noștri sau cum s-au cheltuit la Caro. Indiferent că la Caro eram și eu, mă cunoșteam cu oamenii. Deci, mie nu mi-a spus nimeni, cu toate că am fost prezent acolo. Cum putem face? Noi nu suntem consilieri cu toții, ci în consiliul ăsta? Unii au invitații și alții nu. Sau fiecare face ce vrea, sau fiecare face după bunul plac. Asta întreb. Și când va veni execuția, chiar voi vedea ca să vă voi verifica. Nu a fost. Deci eu nu mint. Eu n-am mințit și nu voi minți. Scurt. Au fost unii invitați, alții nu. Deci personal eu n-am fost invitat. Așa. Mulțumesc. Da. Domnul Vice, pentru cum ați condus ședința. Nu,